Seceta, punând de stăpânire pe întreaga țară, a dat de furcă fermierilor, i-a pus la grea încercare. Dar nici noi, în Guvernul României, nu am stat pasivi la aceste momente extrem de delicate pentru activitatea lor. Motiv pentru care am intervenit la timp cu instrumentele de sprijin, acordându-le la toți subvențiile, acordându-le sumele care le-am stabilit prin programele pe care le-am instituit la nivelul Ministerului Agriculturii și care au fost aprobate în Guvernul României. Toate la un loc au fost un sprijin real pentru fermieri. Ei au reușit să realizeze cantitatea de grâu necesară consumului uman și disponibilități pentru export. La fel s-a întâmplat și la floarea soarelui. Am pierdut însă mari cantități de porumb, fermierii și alături de ei noi, toți ceilalți, și-au făcut datoria. Pentru fiecare dintre ei, salutul de respect. Pentru toți, la oaltă, încredere și sănătate. În același timp și succes în activitatea pe care o desfășoară fiecare dintre cei care lucrează în zootehnie sau pe câmpuri de României. Pentru toți și pentru fiecare, un răspuns, facem ce trebuie pentru cei care sunt acum angajați în munca deosebit de grea în agricultura României. Vă salut, dragi fermieri, vă salut, dragi români, să avem parte de un an agricol bun, pe măsura eforturilor pe care le-ați făcut de-a lungul vremii și pe măsura dorințelor dumneavoastră, știindu-vă cât de mult sunteți legat de glia țării. Să avem grijă de ea și să întoarcem solul în speranța că de acolo scoatem roadele necesare rănirii populației. Să avem parte de tot ce este mai bine, ani mulți fericiți, succes și sănătate pentru toți și împliniri pentru fiecare.